Am niște pisici atât de leneși. Da, sunt foarte leneși. Tocmai ce am filmat cumpărăturile pe care le-am făcut în țară, și hainele de bebeluși, și este să se băga într-una, să miroasă, să vadă ce e acolo, ce e dincolo. Da. Sunt foarte băgăcioși. Și bine, presupun că când am să postez acest clip, deja o să fie pus deja haul-ul. O să vă las în descriere linkul să mergi să vedeți ce am cumpărat din țară, dacă n-ați văzut deja. Avem 9 săptămâni și 2 zile. Mi-am descărcat o aplicație. Mi-am descărcat o aplicație de asta de femei însărcinate și sfaturi și chestii genul. Și zicea că am să nasc pe 24 mai. Eu care credeam că era în începutul iunie, făceam calcule, început, așa mi-au zis medicii, bine, că nici aplicațiile astea nu sunt foarte exacte, dar oricum interesant, pentru că în fiecare zi îți dă alte sfaturi, e un fel de blog pe care postează alte mămici și experiențele lor și chiar sunt lucruri. Te-ai trezit, măi, te-ai trezit, te-ai trezit, poți să-i faci ce vrei la asta, că nu-ți face rău, nu. Și am venit, chiar, nu v-am spus, am venit foarte, foarte răcită din țară. Chiar teama mea, care aveam teama cea mai mare, a fost să nu vin răcită. Am venit moartă răcită din țară. Am stat vreo 2-3 zile la pat și groaznic. Dar totuși, a început să-mi treacă. Nu pot să zic că n-am luat medicamente, dar am mai luat câte un paracetamol pe aici pe acolo și m-am dopat soțul meu cu ceaiuri. Că altfel nu. Bine, reveneam, dar reveneam mai greu. Ce-l povestești? Tu ia povestește și tu ceva. Dimineața numai vii și miorului la ușă să-ți deschid ușa, da. Că nu-ți place să rămâi pe canapea. Trebuie să vii în pat cu mine, sigur că da. E cum la casă. O să se termine ție șmecherile astea la casă. Da. Ne mutăm la casă și domnul stă în curte și în garaj. Domnul mai stă cu mine în pat. Gata. Țărăcuțul de el. Pisoia acesta mai are o problemă săracul de vedere. Nu vede bine. Are momente când trebuie să stea să calculeze când urcă în pat sau când se urcă pe ceva săracul. Ce milă mi de el. Hai să-l lăsăm să doarmă, să nu mai deranjăm pe săracul pisoiaș. Astăzi dimineața am mers la spital să-mi fac analizele. A fost o listă lungă de analize. Când am ajuns acolo, aveam o grămadă de etichete și îmi zice asistenta, ce s-a întâmplat cu tine? Și zic, eu sunt sărcinată. Deci e primul copil. Zic, da, zice, no, râdea, râdea de mine. Și mi-au dat două eprubete ca să, de fapt, când mi-au dat analizele, mi-a dat o chestie ca să aduc urină și două eprubete. Și eu am întrebat la spital în care trebuie să pun urina. Și au făcut gen, vezi ce scrie. Și eu cu n-am știut ce și cum, am adus decât în una. Și doamna m-a trimis la baie, bine că nu m-a pus să vin mâine iarăși. Asta nu sunt eu, asta sunt poftele care mi-au venit. Am intrat la magazin românesc și am văzut o grămadă de prăjituri. Și mi-au intrat astea pe ochi. Cremeșul și diplomatul. Sunt foarte curioasă dacă o să-mi placă, că eu de obicei nu sunt adeptă a dulciurilor. Le Dacă nu le mănâncă soțul, deci nu e problemă. Bună dimineața! Mi-am pus o chestie din asta în cap foarte ciudată, dar nu stă nici cum. Adică nu stă nici dacă mi-o pun pe ureche. Dacă mi-o pun pe ureche, simt că nu au nimic și mă dezechilibrez. Și nu îmi țin echilibru. Iar dacă mi-o pun în spate, îmi stă prea în spate. E foarte ciudată. E 7 dimineața și am ieșit să parchez mașina pentru că ieri când am adus mașina, bine, când ne-am întors la oraș, am găsit, fii atent, deci nu mi-am pieptenit nici genele, nimic, nimic, deci groaznic. Când ne-am întors la oraș, am găsit loc de parcare decât într-un loc unde dimineața trebuia să-l iau pentru că era pentru mașini de astea care descarcă. Și acum am dat la ture ca să găsesc locul ăsta de parcare. Doamne, deci e groaznic aici cu parcare, e imposibil. Și văd că a plouat azi noapte pentru că e sunt tu de geamurile.
Totuși, abia aștept să fim de totul mutați la cealaltă casă. Cred că azi va fi ziua, cred. Sper. Pentru că suntem între două, între apartament și între casă și este groaznic. Este... Nu stai nici într-un loc, nu stai nici într-altul. Trebuie să fii în ambele părți. Ce pot să vă spun? Ieri mi-am cumpărat de la magazinul românesc niște cremuși de pui, că mi-a fost poftă. Și mi-am cumpărat un diplomat și un cremeș. Totul bine și frumos. Am mâncat, mi-a intrat și somn, nu am dormit și 2 ore după ce am mâncat. Iar când m-am trezit, mi-a fost un rău, deci un rău de ăla de... Deci că aș fi băut toată noaptea, știi, nu mai știam ce să fac. Mi era rău, dar nu era rău de la să vomit. Îmi venea mâncare înapoi, dar parcă nu puteam să vomit. Deci mi era o stare. Mi-a cumpărat apă minerală Borsec și am început să beau, cred că jumătate de sticlă. Mi-a trecut, nu mi-a trecut de totul, dar mi-a trecut așa în sensul că am putut apoi să adorm, să mă pun la somn, dar... Mi-a fost chiar foarte ciudat. Nu mai am stările alea de foarte nașpa pe care le aveam înainte. Acum pot să zic că mă trezesc, sunt ok. Nu am poftă de mâncare dimineață, dar pofta vine mâncând. Când încep să mănânc, deci mănânc o grămadă. Și tot îmi zice soțul, vezi, vezi, nu vrei să mănânci, nu vrei să mănânci. Până la urmă mănânci. Și așa. Sunt foarte nedumerită cum o să ducem pisicile, pentru că am decât două chestiuțe de genul în care transportat animale, transportinele alea. Și am patru pisici. M-am gândit să iau o cutie de carton, să o găuresc și să bag pisicile acolo, habar n-am. Deci trebuie să vin astăzi o idee, să facem cumva să le ducem și să le punem împreună, pentru că de astăzi vor sta pisicile între garaj și curte, nu vor mai sta în casă și nu se înțeleg. Pisicile astea, trei, grupul ăsta, trei vesel care le-am de un an jumate, nu se înțeleg cu pisica nouă adusă. Adică este adică un pisic care îl ignoră sau îl păzește câteodată. Și după aceea aia doi frații, alb și negru, care merg după el, zici că, Doamne, îl fugăre, zici că ar fi la cea concurs în trecere. Dar vor trebui să se obișnuiască până la urmă că n-au de ales. Deci chiar n-au de ales, trebuie să se obișnuiască împreună. Să vă arăt o chestie. Când ajungem acasă, avem un animăluț, eu zic că e ca un câine, care ne așteaptă în fața ușii. Și mai vine așa câteodată să ne întâmpine. Bine, acum cred că e obosit și doarme. Și... Da, e obosit și doarme. Ce faci, măi? Ești obosit? Ești obosit? Da! Ești obosit! Ești obosit! Du-te, măi! De-aia n-ai venit la mine, că ești obosit! Ești obosit, scumpule! Da! Ce vrei, măi? Da, sigur, acum intru în casă și vrei să intri cu mine. E un pisoiaș, nu știu a cui e, e a cartierului. Și îi pun în fața și mâncare. Pun un pic de apă și na, nu le iau în casă că am deja destul cu patru. Așa că... Da, aici prezent ca să intrăm în casă, așa e? Hai, hai să intrăm în casă, hai. Ia uitați-vă ce avem aici. Un intrus. Avem un pisic care a apărut de nicăieri. Bine, l-a salvat soțul. A fost un pisic acoțat pe, nu știu, pe un garaj, pe o clădire și nu se putea da jos. E un puiuț de pisică. Uite-le! Uite-le! Și l-a salvat soțul. L-am luat în casă, i-am dat de mâncare, i-am dat apă și l-am lăsat în curte ca să plece, pentru că are cum să plece din curte. Se bagă pe sub gard și pleacă. Dar nu vrea să plece, vrea să intre în casă. Uite-le! Am fost la urgență pentru că mi-a fost foarte rău, deci mi-a zis că am gastroenterită și e groaznic. Wow, mi se urcă pe uscătorul de haine. Ai de capul meu. Uite, eroare, mâțul ăsta. Săracu. Dar n-am cum să-l las în casă, nu știu a cui îi.
dacă are purici, dacă e sterilizat, dacă e vaccinat, dacă e desparazitat, nu poți să-l lași în casă. Eu o să-i mai pun mâncare, să meargă să vină unde vrea și gata. Dar mi-au dat un plic la urgență ca să-l dizolv într-un litru de apă cu ser fiziologic. Și trebuie să beau la fiecare 10 minute o linguriță. Mi-a zis să nu mănânc nimic 3-4 ore, că o să mai vomit de câteva ori. Deci e groaznic să mă simt. Nu vă pup pisoiul ăsta aici. Nu vrea să-mi spună cum îl cheamă. Nu. Are vreo 3-4 luni, nu cred că are mai mult. Deci chiar nu cred că are mai mult. Scumpul de el. E ciudat pentru că am dat afară și ce-am mâncat aseară. Înseamnă că nu s-a digerat mâncarea, deci e foarte, foarte ciudat. Mi-a zis să nu mănânc legume, să mănânc decât chestii fierte și să nu mănânc mult, să mănânc puțin. Până la urmă să-mi îmbur uscătorul de haine asta. Băi, uscător de haine. Rămân trăzniți. Le-am deschis ea să afară în curte și uite, uite-le. Ca să vedeți ce pofte ciudate am. Ieri am avut poftă de fasole, astăzi am văzut brânza asta de bufalo în supermarket și am zis că neapărat trebuie să mă cumpăr, ridic, roșii, castravete. Aici avem ceva salam, ceapă și nu știu cum se numesc chestiile astea, se numesc în spaniol cachofa, dar în română habar n-am. Le-am prăjit și cam astea sunt poftele mele momentan. Acum să vedem pe parcurs ce se va întâmpla. Dacă o să mi se schimbe sau dacă o să se înrăutățească poftele mele de fasole și ceapă. Dacă se aude muzică, soțul e sus într-o cameră, montează un dulap, iar eu stau și lucrez aici pe calculator. Vreau să vă povestesc ultimele experiențe din săptămâna 11-12 care le-am avut au fost chestii chiar foarte interesante. Când dorm pe partea dreaptă, practic simt așa că am ceva înăuntru și că se mișcă ceva înăuntru. Dacă dorm pe partea stângă sau că dorm așa pe spate, n-am problemă. Atunci când dorm pe partea dreaptă, simt așa că ceva mi se mișcă în partea aia și mă apasă. Este chiar foarte interesant. Am fost și am făcut două ecografii. Una după alta, două zile diferite. Și chestia cea mai interesantă a fost, la prima ecografie mi-a făcut niște poze și mi-a dat pozele, a fost o ecografie ca să vadă cât e de mare, ca să vadă dacă are cică osul nazal, pentru tot felul de sindrome, știu, fă chestii, na, ca să vadă că nu e. La analize, chiar mi-a ieșit analizele foarte bine, nu am lipsă de nimic momentan. Și chestia cea mai interesantă e că am slăbit un kilogram. Deci nu m-am îngrășat, nu... E... Mă rog, eu mă simt bine. Am trecut de faza aia cu rău, oboseală, bine că obosesc. Obosesc mai repede ca de obicei, dar asta este. Rămân ca o pe la 6 seara. Și am... Deci că am o grămadă de păr, dar de fapt... Mult mai bine, mi-am dat jos halatul de pe mine. N-am mai filmat zilele astea, am profitat de faptul că m-am simțit mai bine și
Am făcut o grămadă de chestii prin casă, am pus anumite lucruri la locurile lor, am sfârșit, ne-am montat mobila asta de la televizor și am profitat, cum spuneam, de faptul că sunt mai bine și m-am pus pe muncă, m-am pus... Cine îmi trimite mesajele lor asta? Mă rog, am în spatele meu lumină. Ce am părul care sunt toate părțile cu mare chef. A fost weekendul ăsta un unchi de-al meu la noi și ne-a făcut o grămadă de poze. Cred că vedeți că am o grămadă de poze super profesionale puse pe Instagram și pe Facebook. Deci eu cred că în 2 zile ne-a făcut mai mult de 1.000 de poze. Bine, mai mult mie. Și ne-am distrat foarte tare. Pot să zic că m-am obosit foarte tare, dar am meritat. Să o povestesc despre a doua ecografie. A doua ecografie a fost chiar bestială. Nu mă așteptam practic să mi-o facă. De fapt, după ce am făcut ecografia aia principală, nu cu nu știu ce chestie, aparatură, ca să-mi vadă toate detaliile și așa, am mers a doua zi la doctoriță ca să-mi spună practic rezultatul de la analizele de sânge și de urină și să-mi citească ce a zis doctorița care mi-a făcut ecografia. Și m-a luat și m-a pus să-mi fac altă ecografie. Și tocmai ce copilul dormea timp ce îmi făcea ecografia și s-a văzut tot. Deci s-au văzut mânuțele, capul, creierul, năsucul, piciorușele. Deci tot s-a văzut tot, tot, tot. Bine, mai puțin nu știm ce este. Dar chiar s-a văzut tot și a zis că avem noroc că l-am prins dormind, că așa s-a văzut, așa cum dormea așa. Și am zis eu, cum adică l-am prins dormind? Dar ce zic, la 12 săptămâni se mișcă? Și a zis, cum să nu se miște? Vrei să vezi? Și m-a frecat așa cu chestia de la ecografie și a început să se miște. Deci s-a trezit. S-a trezit și a început să facă așa, să se miște. Și zic, ai de viața mea, zic, fii atent. Deci a fost chiar foarte tare faza. Deci de la partea de a-l studia așa micuț, nemișcat, la faza wow, să înceapă să se miște, că l-am trezit, deci a fost wow. Acum chiar conștientizez faptul că depinde cum stau sau cât mă mișc sau dacă fac efort sau nu sau ce știu eu, ce exemplu să dau, copilul simte și se trezește, deci și s-o fi gândit el așa, păi fată, ce te trezești tu, ce mă trezești, ce te miști atâta? Deci a fost o experiență chiar foarte tare. M-a lăsat sincer cu gura căscată. Soțul meu stătea și făcea poze la ecranul ăla și eu rămâneam, wow, ce chestie. Deci realizez pe ce trece că ai ceva înăuntru tău ce crește și i-ai dat viață practic. Și deci senzația e chiar foarte tare. Chiar nu... N-am cuvinte să explic, sincer. Și mamele care sunt mame deja au trecut prin chestia asta și știu despre ce vorbesc. Și chiar foarte tare, nu mi imagineam niciodată că o să am senzațiile astea, o să am sentimentele astea și e chiar foarte tare. Chiar m-a atins. Poziție că da, m-a atins.